Nelegitimul. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan, după o schiță de Anton Pavlovich Cehov. În distribuție, Octavian Cotescu, George Constantin, Victor Ștrengaru, Dorina Lazăr, Atena Demetriad, Mihai Fotinov. Regie artistică, Dan Puitan. Oraș de provincie în Rusia anilor 1900. Toamnă, seara târziu. Afară s-a noptat de mult. Clădirea agenției de notariat și avocatura orașului, o hardughie fără stil, dar doldora de ferestre ca un spital, e aproape cu totul cufundată în întuneric. Numai una din ferestre dinspre stradă e încă luminată, o lumină galbenă, sfrijită, provenind desigur de la o lampă cu gaz. O umbră grăbită trece în mare viteză prin fața perdelii, când într-o parte, când în alta încăperii, de parcă ar alerga-o cineva. E fereastra biroului mult respectabilui contabil Semion Erastăci Miguer și oricât ar părea de ciudat, cercale alergă prin birou. Păi da, alergă! Acesta e cuvântul cel mai potrivit. E un bărbat de 40-45 de ani, micuț de stat, subțirel, cu barbișon și ochelari. Semion Erastăci, da, însuși Semion Erastăci. Evident, Semion Erastăci e furios peste poate, dar leul nostru nu e singur în birou, nu. În picioare, aproape de ușă, se află o femeie tânără pe cât se pare. Capul e întregime acoperit cu o broboadă mare, din care nu-i apare decât nasul. Un nas lung, ascuțit și brusc răsucit la vârf ca un cuier. Femeia are în brațe un pachet respectabil, un talmeș-balmeș de cârpe, care, numai din felul cum e ținut, lasă să se presupună că, de fapt, ascunde un prunc. Ieși afară! Ieși afară! Bine! Plec! Plec, Semion Erastăci! Dar să știi că nu mă las! Ori 5.000 de ruble, ori scandal! Credeai că am să-ți iert, că m-ai dat afară din slujbă! Ai dat de! Las pe mine! Ieși! Te învăț eu, minte! Să mai nenorocești pe te, tinere! Ieși! Am să-ți aduc copilul acasă și am să te dau și în judecată! Ieși! Și am să-i spun și cucoanei tot! Ieși! Tot am să-i spun! Ieși! Ieși că... Uite, uite! Lasă-o dumitale, vezi? Ochii dumitale, leit! Cine o să creadă? Nu ești tațul! Toată lumea pe mine o să mă creadă! 5.000 de ruble? Ieși! Ieși! Ieși că îți dau cu tatuatul ăsta! Turbezi! Turbează! Dar să vezi ce o să mai fie! Să vezi ce o să mai fie! Să-mi iau miroase și... Miserabila! Auzi ce să-i dea prin cap, ce mărșăvie! Eu care o viață întreagă a fost un om serios. Eu care de copil am fost serios. Dar da, eu m-am născut serios. Asta e adevărat. Și tocmai mie să-mi născocească așa ceva. E strigător la cer. Este ce strigător? Este urlător, da, urlător la cer. Să stau puțin în jos, că-mi tremură picioarele de parcă aș avea friguri. Ah, și mă doare capul de plesnește. Da, da, trebuie să fac ceva. Dar ce? Întrebnic asta e în stare să umple tot orașul. Ah, la scandal, tribunal, bârfăși. Oh, și Ana Filipovna, Dumnezeule. Nu pot să stau jos. Trebuie să mă ridic. Numai de m-ar ține picioarele. Hai sus. Cum să stai jos într-o asemenea situație? Tot corpul te cere în picioare. Gata de luptă. Mișelia trebuie învinsă. Dar cum? Cum? Ana Filipovna, cum?
Cum, ce să-i spun? Ana Filipovna, nimănă, doamne, doamne, nu mi-e nici un drept să mă gândesc. Mă dor toți creierii. Parcă mi-i stoarce cineva. Mă lasă, mă lasă, Ana Filipovna, mă lasă, sigur că mă lasă. Și așa e nefericită că n-are copil. Nu se plânge, dar o văd eu, o simt. Casa distrusă, cariera pulbere. Și pentru ce? Pentru ce? Răzbunare de nebună, de zăltată, Nu, băi, nu, băi, băi, trebuie să lupt. Trebuie să lupt, să dovedesc că nu e al meu. Să... Dar cum se poate dovedi asta? Mai ales dacă îmi seamănă. Dar cum dracu îmi seamănă dacă nu e al meu? Păi se întâmplă, se poate întâmpla. Ce? Odată întâlnești doi oameni care juri că-s frați și nu sunt. Nu sunt, o să zic că se poate. Dar cum te aperi într-un asemenea caz? Legea, ce-o fi spunând legea? Trebuie să existe o chichiță, o poartă de ieșire. Hai, Serghei Antonovici. Da, asta numai el poate să o știe. El cunoaște toate șurubările astea avocățești. Da, o să mă ajute el, nu o să mă lase el pe zeveni bătrân. Cred că n-a plecat încă. Cu Serghei nu o să-i meargă, nu o să-i meargă. Că mă îmbătă Serghei legele, amețesc cei care l-au făcut. La ordinul dumneavoastră. Du-te și vezi dacă... Ce ai de râs, mă? Băi, nu răsei, domnule. Du-te și vezi dacă domnul avocat Serghei Antonovici mai e în birou. Dacă e, roagă să poftească până la mine. Pagușica, domnule. Ce, măi, iar râzi? Nu, domnule, dar așa-s eu. Că de mic mi-au zis râșitul. Ieși afară. A ascultat la ușă, dobitocu. Și rânjește. Peste un ceas în toate cărțimile din oraș numai despre asta o să se vorbească. Semion Eraste, ce are un copil cu... Ce mai e, domnule? Sergei. Ce mai e? Serghei Antonovici. Tocmai vreau să plec. Cât e ceasul? Ia să vezi, uite, e 8 fără 10. Afară e beznă, noapte. Noapte, în regulă. Și noi tot în birourile astea nenorocite. Iartă-mă, Serghei Antonovici, dar... Eu te iert, domnule, dar nu o să te ierte nici nevestele, nici prietenii. Toți au să ne lase, au să fugă. Nici tu casă, nici tu masă. Am și eu mosafirea. Iar loc, te rog, mai un minut, ia să stai că... Da, chiar să stau un pic, că... Da, pe scurt, Semione, ți-am spus, mă aștept acasă. Oh, oleo, oleo. Am uitat. Fotoliile astea dumitale sunt de pe vremea lui Petru I, nu sunt pentru mine. Odată să-mi rup și la spinării. Oh, și ce zi am avut. Ce zi! Nici prăpădita aia de gustare pe care mi-a dat-o nevastă mea n-am apucat să o mănânc. Este vorba de o chestiune, dragă. Din 6 ouă cu maioneză? Și ce maioneză? Doar 5 am reușit să înghit. Și asta pe furiș. Ca să mănânc un nesuferit de pui a trebuit să mă închid cu cheia în birou. De parcă l-am furat. Uite de ce te-am deranjat, dragă Serghei. Toți vin la mine numai cu afaceri de ochiate. Au furat și se-i scap de pușcărie. Au luat mită, se-i scot basma curată. Declarații false la impunere, violuri, copii abandonați, testamente măsuite. Eu să-i scap pe sub lege, peste lege, pe lângă lege. Ascultă-mă puțin, pierdem vreme. Da, m-a hotărât, le-am spus-o. Nu mai fac nicio acrobație. Ai legea. Ce spune legea? Dacă au dreptate, îi apăr. Dacă nu, nu mă amestec. Să facă pușcărie. Să plătesc amestec. Treaba lor, treaba lor. Foarte bine, dragă Serghei, dar vrei să mă asculți puțin. Spune, dragă, ce mai ce e? Stai puțin. Tu știi că eu am avut până mai acum câteva luni o servitoare, una Agnia. Da, apăram. Ba, da, o știu. Da,
Când veneam pe la voie, mă primeau fetișcane. Trupeșe, trupeșa naibii, chiar te invidiam. Stai puțin, că o să mă invidiez iar. Da, spune, ce s-a întâmplat? Ai răbdare. Am luat un serviciu chiar când m-am însurat, acum aproape 8 ani. Era o fetiță. Și te-ai încurcat cu ea? Lasă-mă să vorbesc. Dragă Simeon Erastici, te-ai încurcat sau nu? Nu, dacă nu mă lași să-ți... Bine, hai zi. Vă să zic că nu te-ai încurcat. Nu. Da, și primii câțiva ani am fost foarte mulțumit de ea. Harnică, dezghețată, cu minte. Nu vorbi. Ce fel de cu minte? Păi dacă nu mă lași, lasă-mă să spun. Scuze. Ultimii 2 ani, nu știu ce s-a întâmplat, s-a înhăitat probabil cu altele, mă rog, a nebunit. Treaba ei, dar a început să lipsească de acasă. Nu-și mai vedea de serviciu. Firesc. O braznică, bă, în ultima vreme începuse să pună mâna, știi, pe aici, pe acolo, prin casă. Și acum 6-7 luni, în februarie am dat-o afară. Da, și-ți pare rău. Te-a apucat dorul de ea. Vrei să o scoți de unde s-a angajat? Nu vreau nimic, dragă Serghei. Acum un sfert de oră a fost aici. Aici? În birou? Ce-a vrut? Cu un copil în brațe. Stai să mă ridic. Se rupe fotoliu cu mine. Trebuie să recunosc, Semion Erastici, că am geniu. Zău că am geniu. Te-am citit de la prima vedere. Stai că nu e ce crezi, te înșeli. Lasă. Mie nu trebuie să-mi explici. Am văzut de atâtea. Am trăit atâtea. Uite, acum pot să-ți mărturisesc. Și eu am 3. Cum? Înțelegi? 3. Afară de cei 2 de acasă. Accidente. De 2 am scăpat. Sunt gogea mitea măgare. Și-au făcut rosturi. Am scăpat. Al mic e student. Mai am puțin și scap și de el. O avere m-a costat. O avere. Omule, nu înțelegi că nu-i al meu. Nu-i al meu. Bine. Și ce vrea acnia asta? Păi ori îi dau 5.000 de ruble, ori face scandal. Tribunal. Da, băi, n-a cerut mult. Noi doi, Semion Erastici, doi și termină povestea. Domnule, cât o ficează? Ulu. Nu frăciți. Stai, dar e nedrept. Drept, nedrept. Asta e, plătește-i. În chestiunile astea nu există altă ieșire. Apropo, l-ai văzut? Îți seamănă? Păi da, zice că îți seamănă. Dacă ea zice... Păi da, Serghei, atunci vă zice, eu îți jur pe cuvântul meu. Mie poți să-mi jur cât vrei, eu pot să te cred, dar tribunalul... În asemenea chestii nu există soluție. Nu se poate dovedi cu analize medicale? Nimic! Nu, se fac niște cercetări în laboratoare, dar nu e încă nimic sigur. Banii, numai cu banii se rezolvă. Plătești și gata, noapte bună. Noapte bună, Semion. Stai puțin. Serghei, nu mă lăsa așa. Înțelege că chiar dacă dau banii pe care îi ceri, cu asta n-am terminat, că șantajul va continua. Bineînțeles, băi. Măi, ce, cu 5.000 de ruble vrei să crești un copil până se însoară? Păi stai, și asta n-ar fi nimic. Dar nebura o să umple târgul, toată lumea o să vorbească. Ce? Vorbește cât vorbește și obosește. Nu-ți face griji. Cum să nu fac griji, Serghei Antonovici? Cum să nu fac griji? Doar în joc obrazul meu, reputația mea. Reputația unui bărbat care face copii în târg e mai bună decât a lui care nu-i face nici acasă. Serghei Antonovici, cum poți să vorbești așa? Iartă-mă, te rog, am glumit. Ce? Vine vorba aia, n-am vrut să te jignesc. La revedere. Stai. Și nevastă mea, dacă nelegiuita asta se duce și îi spune minciura asta, ce fac cu Ana Filipovna, că mă lasă, jur că mă lasă, Serghei Antonovici. De 8 ani de zile își dorește un copil și când o auzi că... Nici nu pot să mă gândesc. Nu te mai frământa, nu există, ascultă-mă pe mine, la urma urmelor, îi spui adevărul și gata. Ce să-i spun? Cum să-i spun? Adevărul. Păi nu înțelegi că nu e adevărat? Adevărat sau nu, îi spui situația. Dragă Ana Filipovna, am un copil și basta. Ce, basta? Nu ești nici primul, nici ultimul caz. Trebuie să înțeleagă, nu crapă pământul. Nu te mai omoră cu fire. Hai, stai, trece, noapte bună. Bă, aleu, mi-e o foame, nu te văd.
e foame. Lui e foame și mie îmi vine să fug, să-mi iau lumea în cap. Și trebuie să mă duc acasă. Trebuie să dau ochii cu Ana Filipovna. Trebuie. Dar cum? Pii, și ce beznă e afară. Hai, nu-i nimic. Hai acasă, Semion Erastici. Ia spardese eu și hai. Poate că nimerești într-o groapă pe drum și... N-ar aprinde oamenii ăștia o lampă pe scară să-i tai. Fiecare așteaptă să o facă celălalt. Și eu la fel. Mi-a ieșit sufletul. Niciodată nu mi s-a părut așa de greu drumul de la birou acasă. Parcă s-a lungit. Parcă a tras cineva de el. Și bezna asta. M-am îmbolnăvit nemernică aia. De nu mi-aș pierde mintea. E să nu mai stau eu aici. Poate urcă cineva și dă peste mine proțăpit aici în capul scării. Poate nimeresc în balustradă și mă duc învârtindu-mă până la jos. E, mare pagubă. Nu pot să-mi scot din cap mărșăvia, Agnie. Mi s-a înfipt ca un cui în creier. Aoleu, să trec mai repede. Aici stă gaiță de paraschia. Să nu iasă, că are o gură. Așa. Bine că nu m-am întâlnit cu vreun cunoscut pe stradă. Trebuie să arăt groaznic. La noi e lumină. Se vede o dâră prin oblon. Nu s-a culcat. Citește, mă așteaptă. Cum să intru eu așa în casă? Cum să dau ochii cu Ana Filipovna? Cred că mă cunosc de la o poștă. Ce să-i spun că am? Cum să evit? Cel puțin până mâine. Spune să mai gândesc, să mai văd, să mai... O țigară, poate vine vreun gând ceva, vreo idee ceva. O să stau puțin în jos. Da unde? Stai, am să stau chiar pe banca noastră. La unde e banca? Unde e? Stai că aici, lângă stâlp, trebuie să fie, să dibui așa pe aici. Așa, asta este. Așa. Hai, copilul! L-a și adus și l-a lăsat aici. Aici, pe banca criminală. Așa mă fac. Chiar la ușa noastră. Auzi, Ana Filipovna, ce mă fac? La revedere, Marina Andreevna! La revedere, Sonia Vasilievna! Ghicitoare, asta mai lipsea și a ieșit și cu lampa. Așa, și spune-i prietenii dumitale că o aștept mâine dimineață la 8. Da. Și să nu mănânce nimic, auzi, picătură să nu ia în gură. Știi cum e? Păi inima goală. Bine. Ai, pe mine, vai, dar ce beznă. Stai, mergi. Nu văd pe unde cal. Mergi că las lampa afară, hai, mergi că mai aștept eu pe cineva. Uite-o agăț aici. N-ar pune o lampă orbeții și mai fac pe grangurii. Dar pentru desfrâu și căuhanuri au bani, javrele. Uf, dacă mă vedea asta, nu mai îmi trebuie nimic. Și-a lăsat și lampa afară. De lampa aveam eu nevoie. Și trebuie să rezolv repede, până nu... Acum, cum? Îl iau și îl duc de aici. Îl las eu pe un alt ceandac. Nu-i cinstit, n-am ce face. Asta e singura soluție, sigur. Hai sus.
Locul a găsit. Bine că mă cu minte. Ia să-l văd eu, repede așa, cel puțin să știu și eu cum arată. Așa, măcar mutrișoara să-i... Vai, ce drăguț e. Seamănă asta cu mine. Dar parcă eu mai știu cum arată. Gata să vă-mi veneți la loc și... Așa să-l duc, trebuie, n-am încotro. Dar dacă mă întâlnesc cu cineva care mă cunoaște... Și dacă l-apucă iar și țipă și asta mi-ar mai trebuie. Știi, l-am văzut azi noapte pe Semion, era stici pe stradă cu un copil mic într-un coș. Se ferea el, dar l-am văzut. Nu se poate. Undeva aproape, îl duc aici vis-a-vis. Aici, doar trec strada și îl duc lui Melkin. Negustor, un bogat, destul de consecat. S-ar putea chiar să-i pară bine, că tot n-are el copil. O să-l crească, o să-l dea la învățător, poate să iasă din el un om mare, profesor sau scriitor. General, dacă-i băiat, dar dacă-i fată. Ia uite, m-am pus pe trâncăneală ca o babă, pierd vremea. Hai, nu mai de asta cu minte până acolo. Vai de mine! Hai! Bă, că o uite, parcă m-a auzit și nu vrea la Melchită. La urmă, de ce să-l duc eu la Melkin? De unde știu eu că o să aibă Melkin grijă de el? Dacă-l dă la orfelinat, ci crește printre străini fără iubire și fără desmierderi și ajunge, știu eu, un derbede, un beții, un nimic. Și mai seamănă și cu mine. E să mai văd eu o dată, seamănă sau... Stai cu minte aici, stai. Parcă-mi seamănă. Asta-i că am eu o fotografie de când eram mic. Ia să-l învelesc eu, că să nu răcească. Așa. Nu. Mă duc la Ana Filipovna și îi spun tot. Îi spun tot. E o femeie bună și o să mă înțeleagă. Dar ce să-i spun? Trebuie să o mint acum. Păi trebuie să-i spun că e al meu. Și apoi ce? Păi o să înțeleagă că nu din cauza mea n-avem copii și am să-i spun tot. Tot, asta e sigură, soluție. Stai aici, mormon, locul este înfășor bine și o să mergem. Hai să mergem la Ana Filipovna, da, noi acum mergem la Ana Filipovna. Filipovna. Da? Ana Filipovna. Ce e asta, Semion Erastic? Stai. Ce înseamnă? Cum? Nu pot să înțeleg. Ana Filipovna, ăsta e adevărat. Ia-l. Ia-l și ține-l și ascultă. Ce-te, Semion Erastic? Nu mă întreba nimic, ține-l în brațe. Ești el o ființă nevinovată. Numai eu sunt vinovat. Numai eu, uite, mă așez în genunchi. Domnule, Semion Erastic, ridică-te, Dumnezeule, te rog, ridică-te. Nu, așa în genunchi, sunt un păcătoas, sunt un netrebnic. Dar spune odată ce s-a întâmplat, ce-i cu copilul. Sunt un nelegiuit. E al meu. Doamne, e al meu. Asta este Ana Filipovna. Iartă-mă. Tu ești o femeie bună, o femeie dreaptă și înțelegătoare. Înțelege-mă și mă iartă. Caută să-l iubești. Hai, te rog eu, și chiar dacă nu poți să-l iubești, ai grijă de el. Ia uite ce drăguț e. Uite-te la el. Și-mi seamănă, să știi, zău că-mi seamănă. Dacă e băiat, îi zicem Vladimir. Dacă e fată, îi zicem Ana. La bătrânețe să avem
și lui o mângâiere. Sunt în numele lui Dumnezeu, Erastici. Ana, Filipovna, nu spune încă nimic. Stai puțin, stai puțin. Gândește-te bine, gândește-te. Ești el un om, o ființă, cu o ființă vie. Nu te grăbi să răspunzi. Hai, gândește-te. Uite, îți las timp. Uite, îți las timp să iei o hotărâre. Eu stau afară. Mă duc afară cea mai. Hai, nu te grăbi, că aștept, aștept. Aștept, Ana. Bine, dar Semion Erastici! Semion Erastici! Ei, ce bine e pe cear, dacă nu ieșeam repede, mă necam, muream. Am făcut-o și gata. Parcă am cărat un sac cu pietre. Și acum îmi bate inima de nu m-aș îmbolnăvi. Poți să știi, într-o chestie ca asta, e să stau puțin pe bancă să îi dau timp. Vorba vine timp. Și într-o asemenea măgărie mai încape timp. Parcă e altfel că stau jos. Va să zică singur. Rămân singur. Pentru că mă lasă, sigur că mă lasă. Ce-a fi făcând acum, bineînțeles, plânge. Nici nu se uită la copil. Își plânge mâinile, își mușcă buzele. Mă lasă. Și e și firesc să mă lase. Pleacă la maică, pleacă și gata. Strânge lucrurile și parcă văd ușa de perete, iese ca o furtună și... Așa ai grijă, joi, dar să nu vină dimineața. Asta e că noi ușa noastră e la Petrovna. Hai, mai stăm cu inima. Nu joi de cu noapte, că vreau să termin până seara. La Română. Dracului, boierie, nu-ți place să te scol de dimineață? A, ce să facă, n-am vreme. Să Română, Simeon Erastici. Să rămân așa. Mă iertați, o bodogăneam pe cocoana asta de Nina Petrovna. Vrea să-i viu joi la spălat, dar n-ar face ochi mai devreme. Tare decât să caute pe altă. Dar dumneavoastră ce faceți? Luați aer? Da. De Dumnezeu o fi. Ce să fie? Am lăsat aici un coș. Un coș? Da, un coș cu ăla mic în el. Cu ce? Cu Petea, băiețașul meu. L-am lăsat aici pe bancă. N-am vrut să-l mai bag în casă. Fumează Nadia Petrovna de teneacă. E, care l-o fi luat iar? Ce? Sigur, moș Volodea, portarul a ei trebuie să fie. A trecut pe aici și mereu Milia moare după el. Da, l-am lăsat aici la ușa dumneavoastră, ziceam că nu-l vede. E, las că te jumulez, eu, moș Volodea. Să rămână noapte bună. Mașa. Da, Simeon Erastici. Tu ai iar un copil. Un calar mama să-l mănânce. Al treilea. Păi ce să fac? Atâta bucurie. Mai fac trei și gata. Bravo. Atunci bine, foarte bine, să străiască. Foarte bine, să Simeon Erastici. Ce-o fi cu el? De ce-o fi fugit așa? L-o fi apucat burta, săracu, mai știi? Ana Filipovna! Am glumit! Am vrut să te încerc. Înțelegi? Nu e adevărat nimic. Nu e adevărat. Dar ce ai plâns? Ai plâns? Păi nu trebuia, zău, nu trebuia. Stai și acolo. Striga, te rog, striga că se sperie cu și da, nu e al meu. Cum era să fie al meu? Cum crezi așa ceva despre mine? Păi eu sunt un om serios. Păi tu știi că eu sunt un om serios. Nici nu-mi seamănă. Nu-i așa? E al mașei. Al mașei? Da, spălătoarea asta. Are trei. Da, trei are. Și mai face trei, așa zicea.
Am vrut să te încerc, am vrut să te încerc. A fost bună gloma, nu? Dar tu n-ai crezut, n-ai crezut, așa e că n-ai crezut. Ia acum de-aia mi-l dă-mi că trebuie să-l duc, să-l duc înapoi la Mașa. Păcat. Da, sigur că e păcat. Ăsta că ar fi fost păcat, dar jur că eu... E așa de dulce, e așa de dulce. Dulce, ce-i dulce, ce să fie dulce? Hai, Dumnezeule, am la fie calm, hai, nu-ți pierde mintea, n-ai de ce să fie îndurerată. Păi ți-am spus că nu e adevărat, nimic nu e adevărat, a fost o glumă. Hai, dă-mi-l să-l duc, dă-mi-l. Tare, tare mi-ar fi fost drag să-l înfie. Ce? Ce? Cum? Uite așa, să-l înfiem, Semion, să avem și noi... Să avem și noi un copil, nu? Da, vezi, da, da. Ar fi... Ar fi... Așa, dacă ar fi fost... Dacă tu ai fi fost, dacă ar fi... Semion Erastici! Doamne, tipul! Inima îi poate aleșinat! Să chem pe cineva în ajutor! 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 Da, 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 ați ascultat Nelegitimul. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan după o schiță de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Semion Erastici, Octavian Cotescu; Serghei Antonovici, George Constantin; Pavel, Victor Ștrengaru; Agnea, Ruxandra Sireteanu; Sonia Vasilievna, Lili Nica; Marina Andreevna, Monica Ghiuță; Ana Filipovna, Atena Demetriad; Mașa, Dorina Lazăr; copilul, Ionuț Puican; povestitorul, Mihai Fotinou.